Din episoadele anterioare, Delia a căzut în capcana întinsă de Ionuț și a făcut un mega scandal. S-a certat cu Radu, l-a alergat pe Ionuț, a bruscat-o pe Clara, l-a împins pe Mădălin și apoi s-a întors la Radu, total schimbată. Maria s-a lăsat convinsă de Takeshi și n-a mai plecat în Bucovina. A interpretat ca fiind voia Domnului și a considerat că aceasta va fi noua ei misiune, să-l ajute pe Andrei să meargă din nou. Întâmplarea a făcut ca Mădălin să-și spargă telefonul. Ducându-l la reparat, a descoperit că avea montat în aparat un microfon. Deducția i-a spus că mascatul a fost cel care i-a pus telefonul sub supraveghere, așa că Mădălin i-a pregătit urmăritorului său o surpriză. Mădălin i-a întins o cursă mascatului. De data asta, rolurile s-au schimbat, iar Mădălin vrea să scape definitiv de acest individ băgăcios și răzbunător. Opa, nu mai rebea tu puls. Vezi dacă te pui cu măduțul Berlechino, ha? Ia să vedem. Balt! Greu ești. Aolo. Ia să vedem noi cine e acum. Care mă s-a chemat poliția? Mircea are un super plan prin care intenționează să pună mâna pe toată averea Mariș. Cu un mic ajutor, în câteva zile poate deveni foarte bogat. Hai să aud, spune-mi despre planul tău, măreț. A, tu în principiu ar trebui să te întâlnești cu Eugen, nu? Probabil că da, nu știu nimic sigur. Ok, când te duci, când te vei întâlni cu el, îl vei ruga să-ți dea buletinul pentru că ai nevoie de el. Faci o fotocopie, nu știu, ceva de genul ăsta. Și îi spui că l-ai pierdut. Cum să pierd buletinul? Nu îl pierzi, îi spui că l-ai pierdut. Da? Ce este asta, Mircea? Cum să mă duc la om să zic că i-am pierdut buletinul? Țin, ascultă-mă. Te duci și îi spui, domnule, am pierdut buletinul, dar pentru că eu s-ar putea să supere. Păi normal că o să iasă scandal, e buletinul omului. Da, o să-i treacă. O să mă creadă o proastă. Nu, dragă, lasă, o să te creadă, dai tu acum verdicte. Simplu, l-am pierdut, el se supără, îi trece și spui, domnule Eugen, știți, pentru că eu am făcut prostia asta, eu o să mă ocup să vă rezolv totul foarte repede, absolut tot. Pentru că ce se întâmplă? În momentul în care își schimbă buletinul, trebuie să schimbe și toate datele firmei. El, în firmă, trebuie să schimbe. Și atunci, tu ocupându-te de poveștile astea, da? Eu o să fiu în spate și o să mergem cu el la un notar ca să schimbe totul în firmă, în Marișesa. Da? Prea îl subestimezi. Nu-l subestimez, stai liniștită. O să vin acolo și când bate ca Steve Wonder, nu găsești ochelarii, trebuie neapărat să apuceți de-a cu pixul, da? Și notarul, care este un prieten de-al meu, o să spună, domnul Mariș, aici este, și el dă cu pixul ca primarul. Dar nu este el Eugen Mariș, e Mircea Mariș acolo. Și el, de fapt, încedează societatea fără să-și dea seama. Dar tot ce-mi spui tu mie acum e foarte complicat. Tu îți seama că poate să se prinde și atunci o să... Nici vreau să-mi imaginez ce o să fie. N-o să se prindă. Iar dacă, Doamne ferește, s-ar prinde, pentru mine este mai grav decât pentru tine. Da? Pentru tine? Adică da. După ce pierd buletinul, după ce îl trag în toate chestiile astea cu schimbări de acte, tu ești de vină, nu? Tu, pe tine cade vina, nu pe mine. Nu, pe mine mă aruncă afară din țară, nu din București. Deci trebuie să înțelegi că tot planul este perfect, este pus la punct, pas cu pas, da? Bine, ha, mă rog, nu o să mai vedem, vedem cum o să fie tot. Uf, e foarte complicat, spun. Hai, vii la mine? Haide! Tot timpul știi tu să faci planurile astea.
De obicei, bucătăria Casei Mariș este un fel de teren de luptă. Acolo se dau cele mai sângeroase bătălii, iar astăzi s-a nimerit să fie Clara cea înarmată. Draga mea, vreau să te rog să mă ierți pentru că am făcut atâta gălăgie în dormitor. Știi, eu sunt o femeie extrem de pasională și eu așa știu să fac dragoste. Dar mă rog, presupun că tu n-ai cum să înțelegi asta. Ceva știu e circ, draga mea. Dar Radu într-un final o să-și dea seama că ești o femeie ușoară. Auzi, ai noroc că m-ai prins într-o zi bună, că altfel te plezneam. Îndrăznește. Fetițo, hai să-ți spun ceva. Acceptă că ai pierdut războiul. Du-te să-ți faci bagajele și pleacă înainte să te umilesc și mai mult. Ai înțeles? Oh, gata, calmează-te și tu. Ce ai făcut, mă? Ce ai în cap? Ce-ai terminat? Bă, te omor, dă-o afară! Radu, dă-o afară, acum! Ce bine, băi, tu n-ai minte la cap. Ce ai făcut, mă? Băi, tu chiar nu gândești? Gata, oprește-te. Bă, cât tupeu să ai! Să vii în casa mea și să-mi faci așa ceva! E nebună, gata, mă, să zici, dă-o afară, gata, acum! Gata, oprește-te, oh! Nu înțelegi că pe tine vrea să te zboare? Nu ți-am spus încă? Băi, și tu mai comentezi, acum mă mai tăși din gură după ce că faci prostii, termină și tu, gata, oprește-te, gata, oprește-te, ho! Știi ceva, Radu, eu chiar m-am săturat de situația asta, dacă nu te decizi odată, eu și Ionuț vom pleca definitiv din casa asta, ai înțeles? Și cu asta am încheiat. Iubi, te rog, dă-o afară, uită-te ce mi-a făcut, nu mai suport, te rog, uite, vezi că nu ne înțelegem, de ce nu zbor, mă, pe spălăcit asta odată? O lași să mă umilească în hanul ăsta? Pare rău. Îți pare rău, mă? Pare rău. N-am nicio vină, eu înțelegem. Dă-o afară. Dar nu ține de mine, înțelegem? Păi dă-o afară, pentru că tu oricum... Dă-o afară, pentru că oricum tu poți să-l vezi pe Ionuț oricând vrei tu. Doar ea trebuie să plece. Asta nu înseamnă că tu nu mai ești părintele lui. Te rog frumos, uită-te ce mi-a făcut. Hai mă, iubi, te rog. Mădălin și-a dus la bun sfârșit unul din multele lui planuri. L-a călcat cu mașina pe mascat și a scăpat de această grijă, motiv pentru care e foarte fericit. We are the champions! Tonight! Ce faci? Bă, că ești foarte bine dispus. La mierlii pe fraier. La ce? La mierlii pe fraier. Când? Acum. Cum adică le-am mierlit, le-am omorât? Da. Băi, tu ești nebun. Dar știi, cu toate că sunt fericit că l-am omorât, am așa un mare regret. N-am văzut cine e. Mamă, da, tu chiar ai omorât un om? Stai mă că te masezi, dar tu ai omorât un om? Dar ce vrei, dragă, să-i fac? Să-l mângâi, să-l pup, să-l implor și să-i cad în genunchi, să-i spun lasă-mă în pace, te rog frumos. Da, nu știu. Una e când vorbești despre asta, că hai să o facem și când te aud așa, chiar ai făcut mi-e și teamă. Ia stai jos, îmi povestești cum a fost. Cum să fie? Păi cum a fost? Ce ai făcut? Unde a fost? Zi-mi și mie. La pădure. L-am bușit. Când am auzit de o masca jos, a venit. Chiar a venit? Da, a venit. Păi nu ți-am zis că... Da, da, încă... Mă ascultă. Da, dar nu știam sigur dacă vine. Nu știam sigur dacă există microfonul ăla acolo. Da, avea microfon, ți-am explicat. Și dacă l-am omorât, care-i problema? Te-ai că eu nu te înțeleg pe tine. Adică omul ăsta îmi stă pe cap atâta timp, mă amenință cu cuțitul, scoate pistolul la mine, îmi distruge planurile, nu mă lasă să o iau o scopă aia în hală, din ecuație. Și acum tu spui mie, dă parcă zici că am dat nucleara peste toată Europa. Măi, Floricică, mă șochez să mor eu dacă te-mi credeam că ești de partea mea, acum tu ce faci? Măi, sunt de partea ta, dar totuși viața unui om, nu știu, pe mine mă șochează multe lucrurile astea. Ăla nu era om, în primul rând, purta o mască. N-a vrut să se arate, n-a fost om, a fost un Machu Picchu, nu știu. Da, tu zici. Te îngrozesc. Mă, adevărul e că mă înspăimântă lucrul ăsta, păi. Da? Totuși, cât de mult sânge rece să ai să chiar să omor un om. Și cum l-ai omorât? Ce ai făcut? Cum ce ai făcut? Nu i-am făcut nimic, l-am bușit un pic cu mașina. Cu mașina? Da. Iar singurul meu regret e că i-am văzut fața. Dar cu siguranță era caratistul ăla, orezarul ăla. E, oricum,
Și tu te rog eu din tot sufletul meu, cuvântul meu, că eu sunt zmeu care tu mă ridici pe mine în aer și mă fac să mă înalt. Nu mai face grijă, mă, iubirică. Zmeu, zmeu, dar totuși ai omorât un om pentru mine. Asta e un șoc. Nu trebuie să fie șoc. Gândește că a făcut-o pentru noi. Tu știi mai bine. Nu vreau să mă bagănească. Love me. Love me mai mult. Și mai mult. Nu mai gata, stai că vreau să-ți mai spun și ceva. Ia. Mâine mă întâlnesc cu Eugen. Andreea se întâlnește cu Eugen, de fapt. Știai? Nu știam, îmi spui tu acum. Băi, sper din suflet să iasă ceva super ok. Adică să iasă bine. Dacă nu iese bine, măcar mă mai amuz și eu, că îl văd pe prostul ăla păcălit un pic. Sunt gata. Și Andrei are nenumărate motive de fericire. Maria, ce cuvânt dulce! Maria aproape! Bucovina departe! Un adevărat vis pentru un bărbat îndrăgostit de o viitoare călugăriță. Tată, sunt fericit că Maria n-a plecat, sunt fericit că a rămas aici în București și sunt fericit că acum pot să recucelesc. Simt chestia asta. Iar eu sunt fericit că te văd pe tine fericit. Mamă, dacă ăsta era whisky, ciocneam. E bună că ciocneam. Hai să punem. Nu. Că trebuie să mă păstrez lucid acum, pentru că de-abia acum începe strategia. O am în București, trebuie să fac un vas, o recucerez și să-i arăt că ea este iubita mea și că trebuie să rămână lângă mine. De dacă ești și știi ceva? Probabil că trebuie să apară. Știi cum apare el. Da, știu cum apare el, dar ideea e că nu răspunde la telefon. Sper să nu fi pățit ceva. Nu cred. Ia verifică. Pac! S-a trăit, domnul comisar. Bine venit. Mulțumesc. Ce faci, Takeshi? Bine! Tu ai telefon? Crede că nu. Crede că nu? Dar unde e telefonul tău? Crede că am uitat acasă. Păi și cum să luți acasă? M-am îngrijorat, nu știam de tine. Ești un cap în nori? Mie îmi pare nespus de rău. Trebuie să vă las, Andrei. Tată. Hai, spor la treabă. Mai să Takeshi? Spuriți. Păi, eu sunt cam cap în nori, Andresa. Ești un cap în nori? Mm-hmm. Dar știi că poți să stai jos, nu trebuie să-mi cer voie. Se poate? Hai, stai jos. Mulțumesc. Da, e ceva? Ce să fie, mă, stai jos acolo. Ai, e bine. Uite, vreau să vorbim puțin. Da. Vreau să-ți mulțumesc, nu e nimic rău, nu e nimic rău, gata, calmează. Să-mi cumpără ceva. Ai încredere în mine, stai niștit. Vreau să-ți mulțumesc foarte mult că m-ai ajutat la toată treaba asta cu Maria. Am făcut tot din suflet. Da? Din inimă, așa, pentru mine? Da. Nu, fii atent aici. Trebuie să-ți mărturisești ceva. Prima oară când tata mi te-a dus, să știi că m-am uitat la tine ca la un clovn. Clovn? Clovn e prostul, Andresa. Da, știu, iartă-mă. Așa cu stilul ăsta al tău ciudat de ar fi, știi? Și inițial m-am speriat, adică mi se părea că ești dubios. Dar să știi că în timp mi-am dat seama că ești un om extraordinar. Și să știi că acum te consider cel mai bun prieten al meu. Ce frumos spuneți, Andresa. Nu mi-a spus nimeni atât de frumos cuvinte până acum. Hai, lăsăm declarațiile, mergem în parc, la sală, facem ce vrei tu, pentru că am chef de plimbare. Ai chef de... Andresa, mai stați un pic așa. Ce s-a întâmplat? Păi, aia, Andresa. Aia. Ce aia? Că nu știu ce vrei să spui. Ce aia? Ce aia? Aia! Cu ce? Aia! Ce, mă, nu înțeleg ce vrei să spui? La ce te referi? Domnul Eugen! Vorbiți cu domnul Eugen! De cine să vorbesc cu domnul Eugen? Aia... secretară aia frumoasă! Ce secretară? Nu cunosc nicio secretară. La cine te referi? Andresa, mi-a promis-o! Ce ți-a promis, Takeshi? Eu nu mai țin minte, nu mai aduc aminte nimic, nu știu la ce te referi. Păi mi-a spus că e secretara lui domnul Eugen și așa! Hai, mă, că râde de tine, gata, că lăsă, te că râde de tine! Ce vrei? Ce vrei să fac, zi? Vreau să mai aflu și eu mai multe despre ea. Vrei să vorbesc cu ea despre tine? Da! Fii aici, facem așa. Vorbesc cu bunicul, îi cer câteva informații și pun le comunic. Da! Suntem prieteni, nu? Iată că mascatul a avut zile și planul lui Mădălin a dat greș din nou. Asta înseamnă că necazurile tânărului infractor sunt departe de a se fi sfârșit. Mare noroc ați avut. Mare, mare, aveți un înger păzitor. Trecea salvarea exact pe strada pe care ați avut accidentul. Aveți ceva leziuni în zona capului? Probleme la corzile vocale? Vă voi face niște investigații, punem niște perfuzii și vedem cum stă. Vedeți că o perioadă nu veți putea vorbi? Dacă vreți să-mi spuneți ceva, să transmiteți ceva, vă dau un caietel.
scrieți pe el, da? Și să vedem ce facem. Deci trebuie să facem acele investigații. Recuperarea va dura destul de mult. Dacă cooperați cu mine și cu asistenta și cu tot ce este aici, va fi tot ok. Va veni cineva de la poliție care să vă dea, să vă ceară niște declarații. Este normal. Nu vreți? Nu, îmi pare rău, aceasta este procedura, nu avem ce face. Da! Ah, îți cumperi ceva sexy? Da, 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 ceva sexy pentru mine, așa. Da, să ne facem de cap. Da, iubita mea, da. Bine, păi te aștept înapoi acasă cu mare drag, iubita mea, să le probăm. Bine, tu să le probezi și eu să le dau jos. Bine, iubita mea, te pup și eu pe-mi plăcut. Hai, iubire! Radu se află prins la mijloc între două femei frumoase. Una îi împlinește fanteziile, alta îi oferă dragostea ei sinceră și un copil. Nu s-ar putea cumva să rămână cu amândouă? Am venit să-mi fac mea culpa și să-mi cer scuze pentru gălăgia care a fost aseară în casă. N-ai pentru ce să-ți cer scuze, stai liniștit. Nu? Nu, din păcate cred că trebuie să te hotărăști așa ce ai de gând să faci. Aoleu. Aoleu, stai că m-ai luat tare și mi s-au muiat genunchii. Ah, trebuie să mă așez. Ah, trebuie să mă așez. Stai un pic, am nevoie de căldură umană ca să-mi revin. Hai, lasă. Dar ce trebuie? Ce? Stai că n-am înțeles. Cum vine asta? Deci, Radu, cum să-ți explic? Dacă nu te hotărăști odată ce vrei să faci, ori cu Delia, ori cu mine, ori cu... nu știu, cu cine vrei tu... trebuie să te gândești foarte bine, pentru că eu și Ionuț vom pleca definitiv din casa asta. Nu, trebuie să pleci, știi că tu ești... Ba, cu siguranță. Tu și Ionuț sunteți familia mea și tot ce e mai important pentru mine, dar în același timp eu sunt cu Delia și nu pot să mă rup așa deodată de ea. Radu, tu ne vrei și pe mine și pe ea. Ce, te crezi vreun șeic sau cum? Păi s-ar putea, dar... Nu contează asta, nu contează! Nu contează! Nu, te vreau doar pe tine. Te vreau doar pe tine, atâta. Haide, mai dă-mi o șansă și îți demonstrez cât de curând eu scap de ea. Uite, mâine rezolvăm problema. E bine? Până mâine. Mâine. Să vedem. Hai, lasă. Următoarea zi, la vremea prânzului, Eugen are din nou întâlnire. De data asta, partenera respectă toate criteriile lui de selecție. E femeie, e tânără și e foarte atrăgătoare. Bună ziua, dumneavoastră trebuie să fiți Eugen. Ce faci tu aici, Anda? Chiar ești nesimțită, fată. Andreea Popescu. Ce Andreea Popescu? Tu ești Anda, te vezi de treaba ta. Îmi dau seama, probabil că ați cunoscut-o pe sora mea, Anda Popescu. Într-adevăr, am o soră geamănă, dar... din păcate, nu sunt ea. Nu se poate așa ceva, nu, dar se vede clar. Tu ești fără ochelari și fără părul ăsta, tu ești. Nici nu discutăm. Ce cauți tu? Ce vrei, de fapt? Vă rog frumos să nu mă jigniți. Dacă nu mă credeți, o să vă arăt un act. Nu, mă uluiești. Asta e zi... Ce se întâmplă? Puteți permisul meu de conducere, dacă doriți, vă arăt și buletinul. Scuze, dar sunt uluit, pur și simplu. Da. Și nu ești Anda? Nu sunt Anda. Sunt Andreea Popescu, sunt sora ei. Și îmi dau seama, probabil că v-a făcut ceva destul de urât ca să aveți această reacție, dar totuși nu ar trebui să reacționați așa. Domnișoară, scuze, dar eu pe Anda o cunosc foarte bine, mai mult decât bine. Mie Anda nu mi-a vorbit niciodată care avea o soră geamănă. Știți, noi niciodată nu ne-am înțeles bine. Suntem total diferite și la comportament și caracter și de aceea de mici am încetat să mai vorbim. Ea este, o cunosc destul de bine și este o persoană destul de rea și materialistă și... Chiar așa? Sunteți surori gemene? Da, suntem surori gemene. Vreți să vă arăt încă o dată buletinul? Ca să mă credeți în realitate? Nu. Deja simt că mă jigniți, că mă faceți mincinoasă. Nu vreau să te jignesc, dar... Imaginează, spune-te în situația mea. Neata, nu-ți imaginez cât de mult am suferit eu. După fata asta, câte probleme mi-a creat. Îmi imaginez pentru că știu caracterul, dar o să vedeți că suntem total diferite și că nu trebuie să vă faceți nicio problemă din punctul meu de vedere. Acum, eu ce trebuie să fac? Am făcut o gafă, să zic așa. O să-mi cer scuze în fața dumitale și trebuie să-mi înțelegi comportamentul. Sper să-mi înțelegi. Bine. În acest timp, Radu îl conduce pe Andrei la întâlnirea cu Maria. Așa mai au și ei timp să stea de vorbă ca frații, să se sfătuiască în privința fetelor.
Știi cum vine asta cu alesul? E ca și cum ar trebui tu să alegi într-o damă de companie și o măicuță. Am tași din gură, bă, bă, cum e omul. Nu mă, dar pe bune, spre care înclin tu așa? Băi, nu știu ce să zic, mie îmi place, știi că o iubesc pe Delia? Dar da. Nici Clara nu mi-e indiferentă, că îmi place și ea. Delia are atul că o iubesc. Însă Clara are atul care și copilul și vreau și pe Ionuț. Nu pot să stau așa fără el. Aha, deci e undeva la mijloc. Îmi place și Clara, nu pot să zic că nu-mi place, că e bună, dar îmi place și într-o combinație cu Delia, nu pot să negă. Deci nu merge, știe, nu merge doar una dintre ele. Normal că nu merge doar una dintre ele, după părerea mea, le-aș lua pe amândouă. E, lasă, știi ce, Răducule, că uite, te descurci tu, pentru că eu o văd pe Maria, dacă nu mă înșel. Așa că nu pot decât să-ți mulțumesc pentru această plimbare frățească pe care mi-a oferit-o. Hai mă, las-o, ce... Adică asta înseamnă dispari. Păi frate, vreau să o văd și eu. Păi uite acolo, în față, în jos. Păi și dacă mă vede, care e problema? Păi, dar nu e ideea de chiar treaba asta, dar vreau să fac surpriza cu floarea. Hai, că te duc, hai să te duc la bancă. Mă duci încolo. Fuga, te las la bancă și ies undeva prin... Mă bag după tine așa și fug. Da, dar și așa nu mă mai recunoaște, mă, uite-te și tu ce pierdută e, uite-te la ea. Bă, taci-mă din gură, lasă fata în pace. Bă, îți zic eu, dama de companie, frate, dama de companie. Bă, ești culmea, taci-mă. E mai bine pe cuvânt. Bă, ajută-mă că să ascund asta, mă, ce ai. Mă duc, Delia sau Clara, zi repede ca să-și... Del Clara. Del Clara, bine, Del Clara, gata, merge, gata. De data asta, pa. Așa, fugi. Hai, fugi, pa, pa. În aceeași dimineață, în fața vilei, Mădălin observă o mașină suspectă ce staționează acolo de câteva ore bune. Mascatul e mort și atunci cine ar mai putea să-l urmărească? Ești mort. Ești mort din mașină, ți-am zis. Și cauți mort. Stai, domnule, așa. Căut pe cineva, aștept pe cineva de aici, de alături. Bă, după mine de prost, ieri pe cine căutai? În partea cealaltă? Aștept pe cineva, domnule. Bă, băiatul, tu-ți bagi joc de mine. Ia zile, vite, ce cauți pe cineva. Căut pe Delia, aștept pe Delia. Așa. Ce treabă ai tu cu Delia? Hai, o știi pe Delia. Ce treabă ai cu Delia, te mai întreb o dată. Ce treabă ai cu Delia? Avocatul Delia, am scos-o din... Am ajutat-o să iasă din închisoare. Așa. Mi-a mâncat toți banii și... Apoi m-a părăsit. Te să înțelegi că suntem din aceeași tabără, nu? Dar vreau să mă revanșez, vreau să mă răzbun, să o trimit înapoi în închisoare, să aibă acolo grijă de a fostele ei colegi. Și crezi tu că ai putea să o trimiți pe asta în închisoare? Încerc, fac tot posibilul. Cum te numești? George sunt, George Dumitrescu, avocat. George Dumitrescu. În cazul ăsta, domnul George, avocat, eu din partea mea tot sprijinul. Dar știi care e partea proastă? Ea momentan locuiește aici, în vila Mariș, știi? Iar Mariș ăștia, din cauza situației financiare foarte bune, sunt niște oameni foarte influenți. Deci nu prea ai avea cum s-o atingi. Partea bună e cum să zboare. Maria are întâlnire cu Andrei. Scopul fetei este să-l ajute să se recupereze, să-l stimuleze să-și lucreze corpul și să meargă din nou. Asta și-ar dori și Andrei și ceva pe deasupra. Bună! Bună! Înainte să ne plimbăm, ia puțin un loc, te rog. Bine! Așa. S-a întâmplat ceva? Nu. Da, uite, vreau să îți ofer asta în semn de, nu știu, mulțumire, cum vrei să zici tu. Mulțumesc, dar cum aș putea eu să apar la mănăstire cu trandafirul? Ce ar spune măicuțele? Maria, stai puțin, e doar un trandafir și e un semnal prețuirii mele. Eu sunt convins că dacă le explici treaba asta, nu au de ce să se... Da, dar nu se cuvine ca o măicuță să primească flori. Da, dar pentru mine contează foarte mult să-l accepti. Întâmplător e floarea mea preferată și culoarea preferată, roșu. Uite ce coincidență, înseamnă că am nimerit-o. Am ales cu inspirație, ca să zic așa. Vreau să-ți mulțumesc. Haide să ne plimbăm, cel mai bine. Da, mai bine. Hai că ține, da? Da. Nu e o zi tocmai frumoasă, dar...
Mai contează? Contează că ne plimbăm și te vei simți bine, nu? Da, și până la urmă cu o floare se poate face primăvară, nu? Exact. Asemănările dintre Anda și Andreea Popescu sunt uluitoare. Arată la fel, gândesc la fel și chiar iubesc același bărbat, pe Mădălin. S-a runat domnișoara Andreea Popescu. Bună ziua, Andreea Popescu, încântată. Mădălin Mariș. Încântată. Ce faci, domnișoarică? Bine, vreți să luați un loc, vă rog frumos? Da, o să vreau să iau un loc și vreau să-mi povestești cum a fost la întâlnirea cu domnul Eugen Mariș. Cu cea mai mare plăcere o să vă spun. Luați un loc, vă rog. În primul rând, am ajuns acolo. Moșul a rămas împietrit când m-a văzut, nu i-a venit să creadă. Prima oară a zis, tu ești Anda? Ce cauți aici? Și am zis, dar voi stați puțin, că nu sunt nicio Anda, ce aveți? Sunt Andreea Popescu. Nu ați vorbit cumva de sora mea cea malefică? Și s-a uitat la mine, nu are cum, tu ești Anda, nu! Și am zis, dom'le, dacă nu mă credeți, vă rog frumos, mă jigniți, mă faceți mincinoasă pe față. Stați că vă arăt actul. Am scos actul, făcea să uita moșul la act. A nebunit! A nebunit! Foarte tare! Bineînțeles că a fost extraordinar, ți-am zis că o să prindă, că era molit și nu mai știe nici măcar cum îl cheamă. Da, măi, a avut sunt foarte mândră de mine. Și următorii pași? Următorii pași sunt politica pașilor înceți, mărunți. Știi? Ușor, ușor. Am zis că eu nu sunt ca sora mea, Anda, să ne grăbim, vreau să-l mergem încet, să nu cumva să creadă că sunt materialistă sau ceva. Și ușor, ușor. Și apoi să vedem noi. Prima oară este să stabilizăm relația. Floricico. Floricico. Vezi, ai grijă cu atingerile. Cât mai puține atingeri. Cu cât sunt mai puține, cu atât e mai bine. Și vorbesc serios de data asta. Da, stăpânul meu. O să vezi, sunt și eu un Mariș. Un mare Mariș chiar. Delia dorește cu orice chip să scape de Clara, așa că face presiune asupra iubitului ei. Radu însă trăiește un coșmar. Nu știe cum să o mai scoată la capăt cu cele două. Dum, pup. Stai frumos. Ce face? Ai dat-o pe aia afară? I-ai spus să plece? Da, e senin, așa e. Deci asta e o întrebare cu răspuns da sau nu. I-ai spus Clarei că trebuie să plece din casa asta? Dă-mă, dă-i și copilul la mijloc, e păcat de el, ce vrei să dezamăgești un copil? Nu dezamăgești un copil. Păi și atunci? Tu ești părintele lui oricum. Ea nu trebuie să stea aici pentru ca tu să poți avea o relație drăguță cu el. Da, mă, și tu ce făceai aici? Mă așteptai ca să mă tragi la răspundere? Evident. Da, nu, dar nu-i păcat de vremea asta frumoasă afară, hai să vorbim despre... Radu, uită-te la mine și te rog, nu mai glumi cu chestia asta pentru că mi-a ajuns. Te duci în momentul ăsta și îi spui Clarei că trebuie să plece. Vorbesc foarte serios. Acum? Când altcândva? Tu nu-ți dai seama că o faci și pe ea să sufere? Pentru că ea sărăcuța și imaginează în naivitatea ei că tu chiar o iubești și că ai de gând să te desparți de mine. Du-te și spune-i acum. Acum? Acum. Radu? Mă... Bă, Radule, intră la ea, spune-i că rămâi cu Delia și aia e, terminat-o cu ea și termin toată comedia asta, ce... Și i-am cerut adiu, dar foarte greu și după m-am întors victorios la tata, că nu numai el e gagicar. Ce vorbești, mă, acolo? De când m-am văzut eu cu fata aia, nu mai pot să iau adiu. Tu, Radu, cu ce gând pe aici? Nu vrei să stai și tu cu noi, să mai vorbim, să îi mai povestim mama cum am început și noi să ne împrietenim așa mai mult? Nu, că aș mai avea ceva de făcut, știi, și nu prea pot să stau, că, în fine, prostii de ale mele. Bine, eu o să vă las atunci, ne mai vedem, că am puțină treabă acum, da? Ne vedem, da? Pa! Ce? Pa! Așa, așa. Las, că pot să-ți povestesc eu ce s-a întâmplat mai departe. Bă, Radule, ce-am vorbit, mă, cu tine? Ești un pampalău, ce faci? Gata! I-ai zis? Am fost sus. Așa, mă, și i-ai spus odată? M-am dus la ei în cameră. Așa și?
Băi, nu era acolo, nu știu, cred că era la duș, făcea ceva, dar lasă, nicio problemă, iubita mea. Mă duc mâine și spun cu toate forțele, mă duc în camera aici. Nu mâine, Radu, astăzi. Dacă nu te duci astăzi, ne certăm. Rău. Ai înțeles? Te iubesc. Ce-ar fi să-mi demonstrezi asta? Promit că o rezolv mâine, promit. Astăzi am spus, în seara asta trebuie să mergi și să-i spui ce are de făcut. Astăzi vreau să-ți demonstrez că te iubesc. Ai, te iubesc mult. De ce te cred eu pe tine de fiecare dată? Nu-i păcat, te iubesc, iubesc. Întoarsă la mănăstire, Maria a căzut pe gânduri. Ce se întâmplă cu Andrei, cu întâlnirile lor? Ce se întâmplă cu sentimentele ei? Ceva ciudat. Da. Doamne ajută, Doamne ajută. Maria. Ce faci? Bine. Am îndrăznit să vin să te deranjez pentru că de când am vorbit ultima oară nu prea mai am avut prilejul să stăm amândouă de vorbă. Nu-i niciun deranj. Dar ce floare frumoasă ai, de unde ai primit-o dacă nu-s prea indiscretă? Am primit-o de la Andrei, dar mă gândesc, nu este un păcat să primesc flori? Dar de ce să fie un păcat să primești mulțumirile cuiva care, practic, te răsplătește pentru ceea ce ai făcut pentru el? Nimic mai mult. Mă gândesc că mi-a făcut atâtea surprize și astăzi când l-am luat de mână, am simțit așa un fior, dar te rog să nu spui la nimeni. Nu știu, cred că este un păcat. Tu simți ceva pentru el? Nu știu, nu. Din câte mi-ai spus, ai simțit un fior. Încearcă să-mi descrii puțin lucrul ăsta. Da, am avut așa un gol în stomac, dar n-aș vrea să mă gândesc la acest lucru. Andrei mă place. De acum ți-ai dat seama de asta? Păi din surprizele lui, atâtea mulțumiri. Tot timpul se uită în ochii mei, mă privește altfel. Nu știu cum să descriu, nu pot să-mi dau seama. Și nu, eu nu vreau să mă gândesc la acest lucru. E un păcat. Maria, trebuie să-ți aduci aminte că tu aici de-abia ești de o perioadă foarte scurtă de timp. Diferența dintre noi două e că eu sunt de ceva mai multă vreme, însă amândouă nu suntem încă călugărițe. Avem oportunitatea și nu pot să o numesc șansă, dar avem posibilitatea de a ne alege calea. Încă nu am depus niciun vot. Și tu la fel. Eu îmi doresc să devin călugăriță. Asta este menirea mea. Primăvara a venit și dragostea plutește în atmosferă cu o concentrație mai mare deasupra vilei Mariș. La tot n-ai mobile. Ia auzi, ia. Ce-a pățit? Ce faceți, copii? Bine, tu? Ei, și eu că aveți. Ce vesel ești! Ai dat amintea copiilor. Eu am crezut că te bucur că sunt vesel. Păi te întreb așa... Dar ce s-a întâmplat? Abia așteptam să mă întrebați. Hai, ce s-a întâmplat, zi-ne, pune-ne pe tavă. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? În ciuda celor întâlniri care au fost niște eșecuri. Așa. S-au fost niște așa. Iată, nu râde, te rog eu frumos. Iată, am avut o întâlnire minunată. Am auzit că ultima ți-a mers foarte bine. Tu să taci. Nu sunt subiectul dumneavoastră de amuzament. Și gata, așa. Da, hai să fim serioși, gata, suntem serioși. Așa. Deci, m-am întâlnit cu o fată. Așa. O frumușeață de fată. Așa. Și să vă spun una bună. Ia zi-o. O cheamă Andreea. Așa. Și, aici e bomba. Este sora geamănă a... A? A Andei. Ce să facă? Iaca. Cum adică e sora geamănă a Andei? Seamănă perfect cu ea la față, doar că are niște ochelari și are părul blond. Dacă spui că sunt surori gemene, nu te-ai gândit că poate a trimis-o Anda? Poate îți întinde iar o capcană? Nu, asta este o fată deosebită, am văzut-o. A fost o pură întâmplare, ne-am cunoscut pe net, e nevinovată chestia. Dar nu ți se pare foarte tare treaba asta? Eu cred, da, ai dreptate tu, Andrei, s-ar putea să fie trimis așa, harul divin s-o trimite. Mamă, până la urmă ce contează? E omul fericit. Ești fericit? Măi, Deodată da. Acum, eu cred că te-ai îndrăgostit. Mamă, ascultă puțin, decât să se întâlnească cu dăia dubioși, decât să se întâlnească cu nu știu ce femeie care întreabă de găini, mai bine așa lumea. Nu, hai să-i răspund și mamii tale. Nu m-am îndrăgostit încă, draga mea.
dar urmează să ne întâlnim, să ne cunoaștem mai bine, da, să vedem unul despre altul ce, cum și ce fel. Nu se știe niciodată. Dar ea nu face parte din categoria pițiponce? Nu, 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 am simțit-o eu. Să știi că tu trebuie să te bazezi cumva, Valeria, dacă... M-am mai bazat odată pe instinctul meu. Mereu te bazezi în tatăl tău, da, dar ai să vezi că eu am să-mi găsesc dragostea care se cuvine. Că tot eu am avut dreptate, asta ai să vezi. Da, da, da. Ia o secundă, bunicu, te vreau să vorbesc ceva cu tine. Zice așa, o... Am vorbit cu Takeshi, terapeutul, și are o rugăminte. Ăsta se vrește apățit. La mine, rugăminte? Da, la tine prin mine. Japonez ăsta, da, ce vrei? Se vrește apățit. I s-au oprins călcările după secretara ta. După secretara? Da, că am angajat-o da, eu? Da, acum? Asta nu, dar vorbesc serios, asta blânduț. Și? Să vorbești puțin cu ea, așa, să arunci un fitil. Măcar să vezi dacă îl place, ce bără aia de spele, poți să faci asta? Asta n-ar fi o chestie, se poate rezolva. Măi, da, după câte știu eu, fata asta are un copil. Nu știu precis dacă are un iubit sau nu, dar... A, da? Da. Nu știu dacă o să-i cadă bine lucrul ăsta. Iată, uite, s-a îndrăgostit Takeshi. Takeshi e îndrăgostit. Nu se poate. Ai văzut Valeria? În casa asta a început să plutească dragostea. Următoarea dimineață, Anda l-a chemat de urgență pe Mădălin. Descoperirea pe care a făcut-o a înfuriat-o la culme. Știi ce am făcut-o toată dimineața? Ah. Curățenia. Pentru că de nu avem bani să plătim manageră, nu? Ok. Și eu trebuie să fac toate lucrurile astea. Și când făceam curățenia, am găsit un film foarte, foarte mișto pe care vreau să ți-l arăt. Hai, vină încoace! Bă, tu ai nebun de fiind timp, mă chem într-o mare grabă ca să văd un film. Vină încoace să vezi filmul ăsta, sigur nu o să regreți. Este foarte bun. Hai, nebun de tot. Hai, fă-te comod. Vrei să aduci și popcorn, un suc, ca să te simți ca la cinema? Hai, ești atent, da? Foarte mișto personajele, crede-mă. Vizionarea plăcută. De ce pui mă pe pauză, că nu s-a terminat? Stai că ce e frumos urmează acum. Te rog frumos, încetează. Încetez? Ce e cu filmul ăsta? Ce este cu filmul ăsta? E un film făcut acum foarte mult timp. Un film... Nu știu. Era o fantezie de-a ei, ca să poată să... O nebunie, nu știu. A vrut femeia să se filmeze când niște treburi. Ce e așa grav în asta? Este foarte grav, tu ai văzut cât de tandru ești cu ea? Oh, o să treacă, mi-e dor de tine. Oh. Așa e și cu mine, mă, nenorocitule. Anda, ți-am explicat 2000 de ori. Uite de la mine. Nu mă mai pupa. Nu mă mai pupa! Anda, eu pe tine te iubesc. Am văzut de tu ești, tu Delia-i Delia. Delia face parte din trecutul meu, tu ești prezentul. Da, am văzut. Și cu Delia ești la fel de drăgostos cum ești și cu mine, nu? Băi, nene, cine știe, mă, câte camere de filmat? Bă, dar ce faci, mă, geloții de-astea? Câte camere de filmat sunt, mă, în casa asta? Câte filme o să apară, mă, pe piața? Mai și râzi. Mai și râzi. Băi, măi, tocmai mi-a venit o idee. Dacă tot ai găsit filmulețul ăsta, ce-i ce dacă l-aș arăta lui Radu? Arătându-i lui Radu, Delia cu siguranță a răzburat în 2 secunde. La birou, Laura este gata să pună în aplicare planul lui Mircea. Rolul ei nu e foarte dificil, dar se simte prost să înșele încrederea unui om care se bazează pe ea. Bună ziua, domnule Eugen. Ei, ai venit. Da. Bună. Ei, ai văzut? Ți-am respectat întru totul dorința. Mi-am dat silința să aranjăm să ne vedem numai aici. Și vă mulțumesc mult. Știți că mi-e foarte greu să ajung acolo. Am vrut să-ți fac o favoare. Ce vreau să vă zic. Am nevoie de buletinul dumneavoastră. Trebuie să fac niște copii, să rog, pentru a le anexa la acte. Te rog. Ia să vedem. Da, știi ceva? Are ceva asta că nu... Da? A, da. Văd că e capacul lăsat. Să nu cumva să fi întâmplat ceva probleme băieții ăștia pe aici. Probabil că nu mai are ceva tu. Mm-hmm. Nici măcar nu s-a prinde pe ecu. Ori nu încărcat, ori ceva defecțiune, cred. Mamă, poate găsești altul. Chiar nu, ăsta e singurul și chiar îmi trebuia copia asta. Mm-hmm. Nu știu cum să facem. Dacă îmi permiteți dumneavoastră, ar putea să mă duc să caut. Știu că e ceva, un săruc prin zonă. Da, cum să nu? Sigur că da. Măi, de asta înainte să-ți spun o chestie. Nepotul meu are un terapeut.
japonezul, cred că l-ai văzut prin casă. Da, m-am întâlnit de câteva ori cu el. Ei, băiatul ăstuia i s-a pus pata, pur și simplu. Te place? Te-a plăcut? Serios? E deja dat pe spate. Și m-a întrebat nepotul, m-a rugat să te întreb, crezi că îi putem oferi o șansă? Nu știu ce să vă zic. Eu am o fetiță, situația mea e mai dificilă, e mai delicată. Nu-mi stă capul la genul ăsta de situație. Băiatul așa în principiu ți-a făcut o impresie cât de cât bună? Nu, ce să zic, este un bărbat interesant, dar nu m-am gândit eu la altceva. Pricep. Bine, o să-i transmit nepotului atunci, da? Bine atunci, mă duc să caut Xerox. Ok. Să vedem ce rezolvăm. Se pare că Radu s-a hotărât. Inima lui a făcut o alegere, iar mintea trebuie să o respecte. Doar dacă nu ar apărea motive să dea înapoi, să-și schimbe decizia. Hai, lasă-și tu un pic, ala, că am ceva serios să-ți spun. Ia zi. Nu zâmbi așa la mine, că e foarte serios. Chiar de data asta nu glumesc. Aulă, dar ce mă, că nu te-am văzut niciodată așa. Hai, ia zi. În ultima vreme am stat și m-am gândit că, nu știu, a fost o situație tare tensionată și nu prea mă simt bine. Și am luat o hotărâre. Știu. Să rămâi cu Delia. Radu, du-te până jos că te așteaptă cineva. Hai, lasă-mă că vorbeam ceva acum. Bă, vorbesc serios, e super urgent. Du-te până jos în living. În sfârșit a văzut și el că e doar un valet. Norocito, te omor! Țineam geanta în mână, cum o țin eu de obicei, nu mi s-a întâmplat niciodată asta și a venit din fugă unul și m-a împins și mi-a luat geanta cu tot ce era în ea. Și era și buletinul meu acolo. Era și el. Maria, tu încă nu ești călugărița. N-ai făcut un legământ cu Dumnezeu. Eu aș dori să fac acest legământ, pentru că vreau să devin călugăriță și nimic să nu mă oprească și să nu mă apară în această cale fel de fel de ispite. Tu unde mă duceți, ați înnebunit? Haide! Unde mergem, ce aveți? Am să te duc înapoi la pușcărie.